Și cu ceaiurile. Eram imediat când m-am conștientizat, m-am vedmașcă, da? M-am trezit. Imediat mi-a venit informația, fiecare floricică ca și om are istoria ei, are povestea ei și nu știu dacă te interesează la povestea ta care trebuie să o clirui, să mai, să mai clirui și niște buruiene, știi ce zic? Adică eram nebunită, ceaiuri, să strâng diferite, că de casă, că să fie, că, da? Proiectez un ceai ca lumea la magazin. Nu merge, nu merge, nu-ți place, nu-ți place, nu știi ce, da? Era cumva ceai negru și la noi tot timpul s-a băut. Amintirile mă iubesc, da? Ceai negru, amintirea din copilărie, da. Părinții beau dimineața ceai și da, era amintirea. Ceaiul negru. Și cumva era la stomac, nu era așa de bun. Da, plăcea gustul și cu bergamote, cu bergamote se zice, Și de un timp, de când m-am reîncarnat, tot la ceaiul ăsta, zici că... Și am amintirea că nu-i chiar bun, cum se vorbea despre cafea sau despre ceai, totul e bun. Ce-ți place ție, ce-ți iese, alchimist ești, da? Și transform și e foarte bun pentru tine. Vezi ce și cum, ce simte organismul, de ce are nevoie, de... Da? Nu mai e la nivel de că te ajută, e simbolic. Da? Ți apare nu știu ce iarbă, te ajută foarte bine. E deja dinăuntru tău, e în tine, e energia ierbii, e în tine, că asta se proiectează în afară. Tot ce te ajută din ierburi, din flori, din e simbolic în afară, înăuntru se proiectează din tine. Vreau să gust aia, nu știu care, da? Îți iei să guști. Dar e deja în tine, da? Aia cum ziceam cu reclamele, când le vezi că s-a găsit nu știu ce tratament pentru întinerire, pentru nu știu ce, pentru celulele nu știu care, da? Nu te duci să-ți iei, pentru că s-a deschis în tine ceva ce ai răbdare să lucreze, să se transforme, să... Așa, bun, am înțeles. Și cu ceaiurile, asta ziceam, că e ceva ce trebuie să guști și se transformă. Altfel n-are cum. Dacă îți place ceva și vrei să fie gustul ăsta, el apare până la urmă. Și îți place și îți face bine. Asta ziceam, că m-am trezit numai așa ceva vreau să beau. Înseamnă că ceva conține și e foarte bun pentru mine. Ceai negru cu bergamot. Reclamă fac. Nu, dar fiecare cum simte și ce îi place. Așa. Adică observ din amintirile din programele vechi și e cumva, aha, moment, că vrei, guști, ți-a plăcut, a? Și se dizolvă sau se rezolvă, da, se upgradează, știi? Se transformă și e bun pentru tine, chiar decât, să zicem, să crești nu știu ce, să alergi cu limba scoasă, să găsești nu știu ce semințe speciale, cu iarbă nu știu care, să-ți faci... De exemplu, până acum, am tot încercat ani de zile din astea naturiste și pentru mine cumva ele în zona de vudu se duc, adică de vrăji mai mult, de pentru cel care le face acasă. Dacă mai vrea să le aducă să le cumpere lumea, pentru ei nu merge. Am cumpărat de câteva ori. Nu mai cred că de ăsta balzam de buze cu cafea a fost ok. Anul trecut, cred că. De asta cred că tot trebuie așteptat să se dezvolte în timp dacă ai nevoie. Proiectezi și gata, se proiectează, nu trebuie căutat, făcut, handmade și așa mai departe. Nu neapărat.
se transforma acasă. Aduceam, prima zi îmi plăcea și mirosul și cum mă dădeam ceva, un deodorant făcut, da, naturist, să zicem, handmade, o cremă, acum de una zi am luat-o, da? Și am încercat-o, mai, ok, da. Am pus-o în frigider și a doua zi, în frigider am pus-o. Și cumva era a doua zi, în timp se transformă, tu cumva energetic transformi. Și dacă e ok pentru tine, rămâne. Dacă nu, da. Și era cumva uleiul aparte, aia aparte, nici nu puteai să... Era ceva acolo, mă glăvai să... De? E simbolic tot. Și handmade e simbolic în afară. Când ai văzut că așa ceva se vinde, nu neapărat să cumperi. E în tine deja. E... Ce are nevoie organismul, e deja în tine, e în piele, e în... se lucrează. Așa că simți tu că ai nevoie de o cremă sau atât. Nu e... Dar fiecare trece, înțelege prin ce are de trecut și de gustat și de transformat, de... știe mai bine. Acolo. Acolo și... Ceva am mai vrut? Las că mai...